Dintre cei 40 de elevi care s-au clasat pe unul dintre primele trei locuri la concursul Student pentru o zi, 24 sunt din județul Suceava, 12 din Botoșani și 4 din Neamț. Pe lângă șansa oferită de Universitatea Suceavană de a deveni studenți în regim fără taxă, fără a susține niciun concurs, câștigătorii au mai fost răsplătiți și cu premii în bani. Astfel, cei clasați pe locul 3 într-unul dintre cele 15 domenii la care s-a desfășurat concursul au primit burse de studiu în valoare de 200 de lei. Cei clasați pe locul 2, burse de merit de 300 de lei, iar cei care au obținut premiul întâi au fost răsplătiți cu burse de excelență de 500 de lei. Premianții, foștii studenți pentru o zi, mai au însă de așteptat câteva luni până să devină studenți de drept ai Universității Ștefan cel Mare din Suceava.